Bine ați venit la Stax TV, un nou episod cu, am vrut să zic mașină modificată, dar nu e mașină, e camion. O să ajungem și la vapoare, o să vedeți voi. Așa că, haideți să vedem ce am făcut astăzi. Mulțumesc că ți-ai făcut timp. Și eu îți mulțumesc. Să ne vedem aici cu acest camion superb. Mulțumesc. Pe care oamenii l-au văzut la întâlnirea Land Cruiser 100, că omul a zis, omul are și un Land Cruiser 100 pe care aș vrea să-l ia Marius, dar asta e altă discuție. Deci Jeep-ul lui Marius e de vânzare, dacă vreți 7500, ultima strică. Lasă-mă, nu-i problemă. Nu, glumesc. Da, vorbim. Vorbim de preț. Omul a zis așa, băi, eu veneam la întâlnirea de Land Cruiser 100 cu Toyota, dar n-am avut RCA. Da, am venit cu camionul. Lucru foarte bun, pentru că discuțiile erau că cine unde doarme, așa că în acest camion sunt câte locuri de dormit? 4. 4 locuri, îți dai seama, 4 adulți, poate să doarmă niște, dar o să vedeți interiorul, nu plecați, rămâneți la clip, că mai întâi vorbim cu Florin de exterior și de modificările aduse, pentru că acest camion este un camion militar, care nu arăta deloc așa când el l-a cumpărat, dar o să las pe Florin să ne povestească că eu am și un implant și mai bine, mai tac din gură, că mă doare mandibula. Zi, Florine, ai luat această... Deci am luat acest camion care era cu obloane, că așa se cară okay. Militarii. Da, deci este un... camion militar, un Iveco camion militar. Un Iveco ACM 90 okay. Din 89. Ok. Așa, cu portale, cu blocante, cu ce-a vrut lumea atunci să fie... Cu portale și cu blocante, o să vă explic eu ce înseamnă portalele când ajungem pe lateral. Ca să înțelegeți, că e mare șmecherie. Așa, cu o cabină normală, scurtă, pentru 2 inși mai mititei. Ok. Așa, s-au decopertat partea de cargo, s-a făcut... Cutia. Cutia, containerul din panou sandwich, structură de oțel zincat. Bun, tot stai puțin, da. Hai să vorbim de față. Da. Deci așa. În fața, ce-s cutiile astea? Sunt lanțurile pentru gheață, pentru zăpadă. Ok, aici le ții, aici le țin, că mi-am făcut un calcul greutate mare, deja mare okay. Pe spate okay. Și astea sunt grele. Și zic, da? Băi, hai mai, pe față. Mai da. Balansează da. Da. Treaba. Troliu. Troliu de 10 tone. 10 tone. Ce greutate are camion? El are 7800 okay. Propriu, cu toate plinurile făcute cu tot. Cântărit, l-ai cântărit. Cântărit la rar, okay. Da. Cântărit, cu 500 de litri de apă, cu baterii, cu rezervoare de motorină, cu tot, da. Ok, bun. Și 9900 maxim autorizat. Dragon Winch, ăsta e, mă gândesc că este un troliu special pentru camioane, e nu? Troliu pe 24, da. Da, ok. Troliu pe 24 și cu un reductor destul de mare de baban, adică trage încet, dar are forță. Da, are foarte. Și dacă mai pui și în două? Și dacă mai pui și în două, da. Face treaba. Da. Bun. Roll cage exterior, văd. Da, ăsta, da. Nu era. Da. Nu era. Noi trebuie să le explicăm oamenilor că Florin a făcut tot ce vedeți aici. Adică el a încercat să meargă la o firmă specializată, n-a avut succes, nu s-a înțeles cu oamenii, așa că a pus mâna pe scule și s-a apucat să facă el. Că asta e povestea mișto la camionul ăsta. Pe lângă faptul că a plătit, cât ai plătit pe mașină? 7000 de euro. 7000 de euro pe mașina asta, care avea câți kilometri când ai luat-o? 1500. 1500 de kilometri. Adică, pe Florin l-a sunat un preț și a zis, bă, nu mai vrei să-ți iei camionul ăla? Și ce că, păi uite, am găsit un camion așa. Mă, la banii ăștia n-aveai cum să nu-l iei. Era m-am trezit cu factură pe numele meu și o și plătise nașul nostru de cununie. Aha, ok. A plătit frumos. Factura și mi-a trimis, uite, bă, ai camion, ți l-am plătit cu cardul. Cu cardul lui, adică omul... Foarte frumos. Vezi? Da. Așa naș. Așa asta naș. Înseamnă naș, tata. Da. Asta înseamnă Godfather. Să-ți ia camioane. Atenție. Cred că vrea un M4 competition. Cred. Nu sunt sigur. Bun. Tu ai vrut camion de ce? Să-ți le spui oamenilor de ce ai vrut camion. Mă, povestea a fost așa. Tot cu nașul, la un șpriț pe motoretă. La șpriț. Nu mai știu. Prin tas, o spun undeva. Okay. Zice,
ce vrei să faci mai încolo? Acum eu nu știu dacă în viață, viață. Da, nu știu la ce s-a referit el, dacă a doua zi, peste o săptămână sau la 50 okay. de ani. Okay. Zic, băi, zic, uite, vreau să fac o călătorie în jurul lumii, dar zic, îmi trebuie un utilaj competent, adică să merg în zonele nasoale, unde okay. nămolu până la betelia pantalonilor. Okay. Păi ce, păi zic, un camion așa, așa, și cam așa s-a stins discuția atunci, mm-hmm. că nu eram la șpriț, nu. Da, 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 da. Și camion, după nu știu câte luni primesc poze, vezi că ți-am găsit camion. Zic că da, mișto, cu tare, îți dai seama, entuziasma, băi, ce mișto, da. De armată, portale, nebunel, nu știu ce. Da, 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 da. Și după nu știu cât timp îmi trimite factura, vezi că ți l-am luat, e plătit tot, ia-l de aici, ai cum îl luăm. Foarte tare, da. Foarte tare, bravo lui. Și uite că n-a făcut rău, n-a nu, făcut rău, nu. N-a făcut rău. Hai să mergem un pic la lateral, da, că vreau da. Să le explicăm oamenilor. Da. Poftim? Poate vântul, da. Vreau să le explicăm oamenilor că acest camion venea cu o cabină simplă, deci nu exista geamul ăla da, în spate aici, acolo. La semnalizator. Da, deci venea până la semnalizator și de aici erau șa, erau obloanele alea. Da, 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 exact, care, bun, Bena. Ce vrei tu, Bena, știi? Bena. Așa că Florin a zis că își face cabină dublă. De ce ai făcut asta? Să mai arunci un fier în spate, să mai pui un bagaj, să pui două paturi suprapuse, să... Poți să faci diverse idei. De lucru. Da, okay. da, diverse idei. Roțile. Roțile, roțile ei? Sunt roțile ei originale, da. Jantele și anvelopa? Jante. Și anvelopă. Tot dimensiunea da, de fabrică, dimensiunea adică din n-ai fabrică, pus nimic da. Mai mare, nu, n-ai nu, mărit, nu, nu, n-ai făcut, nu. N-ai umblat. Bun, acum Marius o să ia un cadru cu portalele ca să le vedeți pe imagini, dar o să vă și povestim ce înseamnă. Adică portalele sunt acele punți care, prin niște reducții de pinioane, coboară roțile mai jos față de centru punții, cum sunt la osiile normale, da, punțile clasice. Normale, astea sunt, coboară roțile mai jos și ai, cum să spun eu, un unghi de atac, de degajare, de ce vrei tu, foarte bun, foarte mare, foarte ok. În același timp, dezavantajul, că nu există lucruri numai cu avantaje clar. Pe lumea asta, din păcate, este că acele roți dințate, cu cât sunt mai multe de învârtit, cu atâta consumul e mai mare, consum, efortul, viteză redusă. Viteză redusă. Cu ce viteză te deplasezi tu cu camionul ăsta? Pe drumuri de asfalt. Deci viteza decentă e 70-80. 70-80. Cam asta eu e. Merg cu Toyota cu 90, ca să înțelegeți diferența, 95. Pot să merg și 120, pot să merg și 130, sunt sigur că și Florin poate să meargă cu camionul 100, nu știu. No, 95 e tot. 95 e tot, 95 să zicem. E tot. Dar vitezele astea nu mai sunt sigure pentru aceste da, utilaje, pentru aceste anvelope. Și uzura mașinii e foarte mare, pentru că eu știu de la Toyota și de la Patrol, că am avut Patrol, și oamenii care își cumpărau Nissan Patrol sau mașini de genul ăsta, le comparau cu SUV-urile normale X5 sau Touareg da. Și mergeau cu ele pe autostradă cu 140-150, mașina mergea, bineînțeles, n-avea nicio problemă, dar uzurile erau foarte mari. Și așa că viteza de croazieră pentru mașinile astea, camioanele astea, nu știu cum să le zic, care au și roți mai mari decât au fost... proiectate și toate da. Lucrurile astea, este cam 100 la oră. Bun, trecând peste partea cu punțile, ce mai avem aici pe laterale? Ce anvelope sunt? Nu sunt de camion normal. Bă, da. Sunt niște anvelope Pirelli Pista. Militare 365-80x20. Ce mă, au mai multe camere, au ceva special? Nu. Nu. Da, nu, sunt niște MT-uri, cred. Adică nu sunt... Nu, sunt roțile de echipare. Dacă erau din alea cu mai multe camere, știi, să nu se spargă, să nu știu ce, no, militare, no, dar... No. Iarăși, dezavantajul are mult mai grele, consum, nu știu ce nebunie. Da. Bun, vorbim acum de lateral. Cutia asta din spate este făcută de tine. Da. Deci asta e casa. Casa, aici da, casa, garsoniera. Garsoniera unde avem mașină spăla vase, da. Mașină spăla haine, duș, toaletă, masă, încălzire. Vă las pe Florin să vă povestească toată treaba asta la interior. Da. Acum vorbim de aici. Ce sunt toate nebuniile astea? Tobe, vebastouri? E un încălzitor în cabină care e mai comod dimineața să dai din telecomandă să-l găsești dezghețat când te-ai dus okay. la el. Deci un vebastou pe aer. Un vebastou aer-aer. Ok. Da. Face cald așa. Da. E sistemul de frânare original al camionului. Ok. Că e combinat aer lichid, bateriile. Bateriile de camionului. Bateriile camionului, da. Deci ce avem până aici este original. Ok. Așa. Așa, bun. De aici, rezervor. Rezervor suplimentar pentru cele trei Webasto și să avem și o rezervă de motorină când se întâmplă. Ce, rezervorul? 200. 200
doar 200 de litri. Așa, ok? Așa, că și pompă de transfer în rezervorul mașinii când e nevoie, okay. Și așa. Ok. Aici o cutie în care avem diverse chestii de recuperare, șufe, bucheți, okay. Nebuneli, drujbă, ce trebuie ce la casa omului. Ce trebuie ca să ai să fie să nu strebească? Aici este încălzitorul principal care este cu antigel și încălzește la interior și o să vă arăt când ajungem pe partea okay. cealaltă. De 20 de kW. Mam. Da? Merge. Să, nu, merge la mic acum. Nu, ăsta face gălăgie. Mă ucide, mă ucide. Așa, face gălăgie. Ok. Așa. L-am auzit pe ăsta, cred că, la zăpadă. Da, la zăpadă, la, exact. L-am auzit. Ăsta încălzește și boilerul și motorul camionului, are mai multe. Am uitat de boiler. Așa. Da. Bun, partea din spate. Partea din spate. Fara asta care este obligatorie, ca să obligatorie, zic așa, da. Toate dubele, camioanele și așa mai departe, da. Să aibă o bară din asta ca să nu să poți să oprească, în caz Doamne de accident, ferește, sub el. Turismul să nu intre sub da? El. Două canistre în care țin ulei de rezervă, benzină pentru drujbă și generator și okay. așa. Okay. Așa, iar aici două roți de rezervă, ăsta coboară. Are se un pune troliu ăla. Am un troliu cu o macaracă. Cred că e greaba ta. Cred că un pic, da. Da, deci vii cu troliu, bam, bam, dai cu troliu, macaraua, să mișcă, urci motoreta, urci roata. Așa, da. Asta nu e din echiparea originală, e vatra de foc. Ok. Care merge și ea cu noi. Da, bun. Așa. Pe partea asta avem alte lucruri. Aici avem alte... Aracaz. E cam de aici că n-a venit menajera. Da, e posibil. Avem e, dacă aveți o menajeră, caut și eu să știu. Care... Okay. Aici e bucătăria, bravo. Bucătărie exterioară, bucătăria care se vede că e folosită. Da, da. Așa. Am folosit-o la zăpadă. Am folosit-o la zăpadă. Da. Așa. Ca să așa. Suntem adepții la acolo, se trage. Se trage. Dacă îți luai perez la ăla și închideai, dacă exact. Vrei. Exact, da, da, da. Ok. Așa. Las-o las-o așa, nu e problemă. Așa, acolo, iar spate aici, de... A, aici e boilerul și aici, să vezi. Aici e sistemul electric și partea de... Pardon. Și partea de încălzire. Omul gospodar își pune siguranță de rezervă peste tot. Da? Că uită unde le-a pus și de aia. Ok. Așa. Aici este toată partea de sistem solar, dar nu știu dacă da, poate o să o ia Marius, așa. O să un cadru, da. Așa, acolo sunt pompele pentru încălzire care din butelia asta de egalizare duc antigel la boiler, la camion, la ventiloconvectoarele dinăuntru. Eu mi-am montat boiler acasă. Că de mulți ani stând în aviație, cartier de șmecher, nu e apă caldă, înțelegi? Și când mi-am montat boilerul acasă, au venit oamenii și mi l-au montat pe apă caldă. Boilerul, înțelegi? Și am zis, băi, oameni buni, dar apa caldă nu curge. Eu cum fac? Păi ne-am gândit că să consumă. Că la un moment dat o să. Da, și deci de asta zic, mie nici acasă nu mi-am montat boilerul corect și eu montare boiler în camion. Da, în care, pompe merge de ecalizare. Care merge și electric de la panouri, adică vara nu pornim toată hangaraua asta. Mergem okay. pe electric, panourile bagă în el. Ok. Și așa, pe aici golim și caseta de la toaletă să trage. Ok. E o poziție mai atipică să iasă. Ok, da. Așa? Da. Știi tu să o scoți, că bănuiesc că doar tu umbli, nu da. Că umbla altcineva. Bateriile. Litiu fosfat de fier de 24 de volți, două bucăți câte 100 de amperi, vreo 5 kW. Ok. Ți-ai cam făcut așa un calcul cam câte zile poți să stai off-grid cu ce ai pe el? Vara, de vara. Exemplu. Da, că mai ești panouri solare, să zicem. Vara cu panourile solare am stat o săptămână fără să pornesc motorul, fără să nimic. Okay. În condițiile în care am încălzit apă dimineața până în prânz. Okay. Și după prânz am mers aerul condiționat. Aerul condiționat merge din panouri. Ok. Că ele au 1,2 kW și aerul are 850 de W. Ok. Și cam iese pe acolo. Nici ele nu produc fix 1 kW și un pic. Da. Dar am stat la vadul fără să pornim motorul sau generatorul de niciun fel. Tare. Deci vara săptămână. Când e soare, da, o săptămână. Săptămână. Și condiționați de rezerva de apă, 500 de litri de apă. Apa e da. Cam cel mai greu de avut. Știi? Apa, dacă o da. Drămuiești, stai, probabil că poți să stai două săptămâni dacă ești drămui, dacă îți faci da. Dușuri dimineața, la prânz și seara și în toate felurile, da, nu. Da, nu merg. Se duce. Ok. Așa. Bun, niște țivi pe aici, aici avem lemne de foc. Da, ăsta este... O, aici este rezervorul de apă gri. Ok. Cu senzor, cu golire, cu nu știu. Și aici, dacă tot era, zi, mă, să fie o ladă de scule, dar momentan este magazie de lemne, că iarna mai car lemne cu tine și mai faci un foc. Da, așa e, așa e. Așa, sunt și buteliile pentru bucătărie exterioară, tot aici. Ok. Deci tu ai luat un rezervor pe care l-ai compartimentat. L-am decopertat, și da. Ai făcut spațiu de depozitare. Și am făcut spațiu de depozitare. Arată ca un rezervor și dacă vrea cineva să pune
de aici din apa aia, da? A, să fure, da. Da? Poți să o fure, îți dai seama. Sper să nu dea gaură, să desfacă și el ăsta, că e cochie de 8, da. Frumos, elegant și să nu-mi pierdă șuruburile. Adică dacă tot furi, mâncai și dacă talentul tot, lui, lasă-și tu curat, că așa e frumos, simț, ca între meserieși. Da, așa. Bă, e asta e rezervorul mașinii, okay. 150 de litri. Asta sunt niște lemne care le mai pun eu pe sub roți, că nu mi-am făcut, n-am avut timp să-mi fac cale, să-mi drept, să nu știu. O să, da, o mașină de asta nu se termine niciodată. Păi dacă se termină trebuie să o vinzi. Da, trebuie să o vinzi, exact. Eu spun, trebuie să ai tot timpul de reparat. Asta este sistemul de basculare. Ea n-avea, avea două mânere și soldații veneau unul pe o parte, unul pe o parte și culcau cabina. Nu mai merge acum. Din dublă e mai grea. S-a făcut cu cilindru, cu suport de prins de șasiu, cu așa să se poată rabata cabina. Rezervorul de spălător, de parbriz, care ok, eu nu l-am găsit în mașina asta. Nu cred că exista ca opțiune. Pentru ea avea o pompise din aia de mână, cum era aia de picior la Dacia, pe vremuri, da? Okay. Dar n-am găsit furtune, n-am găsit, zic, bă, unde puteau să-l punem? Lasă că-l punem afară. Da. Și pe partea cealaltă e rezervorul de la Webasto cabina. Okay. Așa, și cam atât. Scară de urcat, că sus vreau să pun două cutii de depozitare. Ok. Și cam nu-ți faci terasă sus? Mă, nu, că vreau când mă duc undeva. Da, sunt panourile, n-ai. Da, sunt panouri, okay. Dar vreau că mă duc undeva să mă mișc, să bănânei, da. Nu să stau la mașină. Ok. Așa, proiectoare, camere, video puse de jur împrejur. Da, okay. Să mai vezi că mai parchezi noaptea, că mai așa, da. Că mai așa. Ajută. Și, da, ajută, da. Și cam atât, cam nu știu, la exterior. Mai întreabă-mă dacă e păi ceva. N-am ce să te proiectoare, întreb. Da, conform regulament, băgate în huse. Așa e bine ca să nu ne oprească poliția, e bine să fie, să, să nu fie expuse, dar în teren scoateți husele și în teren scoateți husele la lumini, și să fie... Că oricum farurile ei nu sunt... Bă, dar arată noi farurile. Păi farurile... le-am schimbat. Ah, ok. Nu. Păi nu. Poftim? De cât sunt panourile? De 470... Nu, 400... Nu, nu, nu. 400 de wați bucata. Sunt 3 bucăți. Mă, nu le-am descărcat niciodată. Să zic, mă, le-am descărcat la 20% și aici să vedem cât timp se încarcă. Da, aici am cu... și încărcare de la alternator din Merț. Ok, asta e bine. Da. Și în caz de e vremea așa, generator. Am și un generator de 2 kW. Și atunci... Da. E treabă bună cu generatorul, eu vă zic. Luați-vă generatoare, nu panouri solare, băi. Generatoare! Și dacă se poate și diesel să scoată fum. Da, hai să mergem la interior, că nu mai pot, că m-am îmbrăcat greșit, m-am îmbrăcat pentru X5 cara, Competition, da? Azi. X5M Competition, ce scuze. Da. Te-a servit ca pe împărat. Păi, dar nu, toată lumea, nu. E pentru toată, mamă, vezi că e pentru și toată lumea. Am luat și din ele și din ele. Avem harta aici, de ce nu-ți faci de alea pe unde ai fost? Păi n-am, că ar fi doar o bucățică mică aici pe unde am fost momentan. Asta e harta nevestimii, așa, a cumpărat-o și a lipit-o și a organizat-o. Da. E cu decoratul. Foarte frumos, trebuie să știi cum e. Trebuie să avem și de-astea de decorațiuni ca să fie și primitor. Acolo. Avem și copăcei și tot copăcei. Ce trebuie. Bun. Spații de depozitare, da? Depozitare... Tu, tot ce vrei. Da. Diverse. Cât cuprinde. Ce ai nevoie. Ții tot ce... Bun. Aici este ușa care trecere face... în cabină. Trecere în cabină. Ai dacă... nevoie, te arde buza, te atacă talibanii, ai trecut pe aici, ai părut ce plec. Ok. Bun. Da. Ventilator. Da. Ventilator cu dublu sens, okay. Trage, împinge. Ok. Mai e unul pe diagonală ca să poți să faci curent de aer. Ok. Așa, cu telecomandă, cu așa, ca să nu stai mereu cu aerul, adică când e vremea aia între... Da, e foarte cald, te ajută. Lași ventilație și chiar e ok. Bun, geam acolo de, se deschide, geam aici se deschide, geam la... Cu tot ce trebuie, cu... Plastă de țânțari, insecte, cu din ăla de... Cu... Da, lumina, așa. Ok. Se face beznă înăuntru, deci poți să dormi și ziua și când... Aici sub noi, unde e ridicătura asta, este rezervorul de apă pe toată suprafața. Ok. Cu pompele, cu filtre, apa cu... pentru duș. Apa pentru duș, și spălat. Și spălat tot ce înseamnă tot ce apă, da. Și chestii de depozitat pe dedesubt aici. Ok. Aici un ventilator cu un vector. Ce e? Ăsta merge cu antigel de la Webasto. Okay. Și e comandat de acel termostat. Ok. Și în momentul când dau drumul la căldură, ăstea pleacă și Webasto și-a comandă singur. Ok. Adică... Ajută. Da, îi dau drumul de aici. Da.
ne arată că are 22 de grade, nu o să plece, n-o probabil. Da. Dar... 22,1 e setapă 22. Ok, uite. 23. Bam, i-a dat flacără. Și deja s-a apucat. Da. S-a apucat de treabă. Așa, asta când e la fel, când e frig, frig. Și atunci merg, ăsta suflă la ușă de unde teoretic vine frigul. Okay. Și mai un ventiloconvector jos. Bun. Și mai e și asta de electrică. Asta e electric, când ești staționat, când ai surplus de curent, când, okay, când așa. Ești la camping și te da, mufezi la exact, curent, o folosești exact. Pe aia. Și mai e și aerul condiționat. Da, dar ăsta face doar frig, nu face doar cald. Frig. Bun. Da. Face și acolo frig. Sunt 700 de webasturi. Acolo, da, 699 de fapt. Dar nu știu, okay. Când asta, da. Când asta ajung acolo să nu înghesui pe băieți. Nu. Partea asta de masă aici pe care o avem, se poate face pat, nu? Da, se lasă pe marginile astea de aluminiu, okay. Se iau supătarele, se pune și se face pat pentru încă două persoane. Care dorm așa? Da, da, dorm care două așa. Persoane și acolo două persoane. Da. Ce e scara aia? A, pentru scara patul ăla. Scara pentru pat. Ok. Și se agață ca să poți să ai, să poți să ai acces totuși la spațiul de depozitare. Acolo este toaletă plus duș. Toaletă, duș. Încălzită, că am deschis eu ușa și era cald. Da, 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 da. Bagă cald și acolo. Bagă cald și acolo, da. Și cu ventilator. Ca să și cu ventilator, ca să nu se facă abur. Și cu prize de aer jos să usuci. Este un suport din ăsta pentru uscat haine. Okay. Dai drumul la ventilator și trage direct din ele. Ok. Încăpătoare, o să filmeze Marius și așa, da. Dar chiar e o cabină de duș încăpătoare, adică față de ce am mai văzut pe la dube sau mașini. Da, am făcut-o camping, mai mare, că zic, bă, să nu mă juresc în coate, că vreau să mă spăl. Da, 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 na, știi cum e, da, da. Ți-a permis și spațiu aici. Da. Bun, partea de bucătărie aici, iar spații de depozitare. Spații de depozitare. Prize întrerupătoare. Prize întrerupătoare. Plită. Plită cu inducție. Ok. Cuptor cu microunde. Cuptor. Mașina de spălat vase. Ok. Așa, faci diverse spații și sedevistică de așa. Și urbența nu e pentru mâncat. E, ce mai întâmplă acum așa? Ce mai întâmplă? Așa, frigider. Frigider, mașina de spălat rufe dedesubt, okay. Cu uscător. Patul. Da, patul. Acolo mai un panou electric pentru consumatorii de 220. Care le-am pus butoane, toate chestiile astea, electrocasnicele astea consumă noi. Consumă când consumă când sunt în standby. Sunt oprite, da, corect. Da, și atunci le contact general, da, vine pentru da. Fiecare, văd. Da, ca să scrie frigider, consum. Ventilator, apă, cuptor, esufe, vase, plită. Da, acolo sunt indicatorile de la rezervoarele apă gri și apă curată. Ok. Un comutator de la frigider și unul mai general de la ventilatoare, pompe. Și mai vor niște senzori pe tavan, nu? Da, de gaze și de monoxid. Ok. Ca să nu vorba lui, să nu te trezești că nu te mai trezești. O să mergem și în cabină să vă arătăm cum arată camionul mers și ce dotări are camionul, că na, noi acum deja am trecut pe imobiliare, prezentăm case, mai prezentăm mașini, dar sunt fantastice, mie îmi plac foarte mult, bănuiesc că și vouă, că mi-ați zis că vreți să-l vedeți și să vă explice omul ce a făcut și cum a făcut. Cât a durat construcția lui? 2 ani și jumătate, spre 3. Dar nu full time, adică după program, un weekenduri. Ok. Noaptea. Okay. Adică nevasta m-a scos de la întreținere perioada asta, că bă, n-ar să dau banii degeaba. Treabă bună, treabă bună. Asta cu scosul de la întreținere, că uite, mai scutești niște bani, mai bagi în camion. Da, exact. Să poți să-l parchezi în fața blocului și să dormi în el seara. Da. Se poate și asta. Are restricții, oare în oraș, are chestii de genul ăsta? Nu. Teoretic n-ar trebui să aibă, el este M1 practic, okay. Ca un autoturism, ca și cum ăla cu autocarul e interzis să intre în centrul orașului, deși okay. El are jdătone. Ok, am înțeles. Da. Deci nu sunt probleme de genul ăsta, el fiind un camion cu cu obloane și tu ai pus cutie, bănuiesc că a trebuit omologat, omologat M1, autorulotă. Adică ca să ți-l transforme din camion în autorulotă. Da, da, da. Ok, bun, hai să vedem cum merge camionul. Vorbim un pic de bord, mi-e un pic greu să stau aici, că sunt sus, dar nu contează. Pune-te mă pe jumătate de scaun. Nu, stai, nu știi că stau bine. Dar ce, ai lăsat volanul ăsta așa vechi? Așa? Da. Da. Păi, trebuie să spui tu, mamă, un Ardi. Da, nu mă. Glumesc. Hai să vorbim. Deci avem lucii oscurate astea. Erau luminile... Luminile de camuflaj. Nu mai există. Niște lemn, nu, nu mai există. Ok, bun. Ce nu facem de aici? O pornim? Da, da, se pune contactul. Ok. Și se pornește, are buton iarnă vară. Nu există cu releu de bujii incandescente și cu nu știu ce.
doar iarna dai așa, vara dai așa. Atât de simplu. Atât de și simplu, da. Și ce trebuie să facă. Și ești ce trebuie să facă, iarna, da, sau vara. Da. Bun, kilometraj, presiune, ulei, da, nu știu, turometru. Turometru, temperatura apă motorine și aerul, punte față, punte spate. Ok, bun. Avem frâne pe aer aici. Avem frâne combinate, aer lichid. Aer lichid. Da. Ok, da, bun. Și multe switch-uri pe acolo, nu știu ce să. Da, ăsta este de compresor la pe eșapament, care face frână de motor cu el. Ok. Ștergătoare, ventilație, cabină, iluminat, avarii, okay, și astea sunt puse. Proiectoare, proiectoarele care sunt de jur împrejur, lumile de mers înapoi, că ea nu a avut din fabrică așa ceva, blocantul pe spate. Ok. Ăsta e un voltmetru. Că n-are indicator de așa. Aici am voltmetre pe fiecare baterie, că la 24 și generele astea, astea vechi, nu există o, se, nu echilibrează nimeni curentul în baterie. Okay. Totdeauna o baterie e mai încărcată, una mai puțin încărcată. Și atunci să le vezi, le mai rotești dintre ele. Ca la mașinile vechi, mai multă mentenanță. Bun. Așa, stația de camionagii nelipsită, da, să vorbim cu colegii. Da, corect. Așa, încălzitoare, muzici, cam atât, prize de 12, o navigație mai de camioane. Ok. Am crezut că ăla e display-ul pentru camere, dar nu? Și pentru camere. Îl folosești, da, și pentru e asta. E același, okay, da. Adică... Să vezi să dai cu spatele, frate. Da. Cum poți, da, să vezi să dai cu spatele cu chestia asta? Da. Și da, uite că să și... Se arată și navigație și, da, Bluetooth și FM. Da, are și... foarte multe chestii dărcovenii asta. Tare. Aerul condiționat e același, nu? Da, aer condiționat. Nu sunt două aparate de aer condiționat. Ba da, sunt două aparate, aparate. La unul fel, pentru, da, cabină și unul pentru cabină spate. Și... Ok, da, bun. Da, asta e și are fel. Încălzire? Nu, nu, doar încălzirea e webasto. Și încălzirea în cabină? Încălzirea e a mașinii și mai există aici un webasto care bagă pe tubulaturile astea, sunt puse așa, până o să fac aici o chestie, un dulap, un mobilier, un ceva, am pus tubulaturile astea că ea nu face față, încălzirea mașinii e cam mititică. Probabil că și la... Zona în armată trebuie mașini. Să fie greu, frate, ca să te învețe. În armată greu, cu foaica e mai groasă. Mergem în tricou, da, ce e asta? Cu foaica e groasă în armată și... Bun. Știu că vorbeam noi când am venit aici și spuneai că eu stând în mașină, noi ne auzeam, vorbeam, da, era confortabil și așa mai departe. Spuneai că mașina a venit tablă goală, vă, că are capitonaj înăuntru acum. Da, ea era tablă. Ok. Are făcută izolație, cred că aici se vede unde e eticheta asta, se vede cât de groasă. E izolație termică și fonică. Ok. Mare diferență zici că face. Îți auzi? Păi nu îți auzeai gândurile. Nu știai ce vrei să faci mai încolo când mergea motorul. Bun. Deci... Ești treabă bună cu izolația. Merită, da, să vă puneți dacă aveți camioane. Nu, chiar merită. Într-adevăr e greutate pusă, dar merită. Că nu, să mai auzi. Nu trântai ușa aici, e că uște de debara. Acum că suntem aproape de sfârșitul episodului, putem să vorbim. Știe. Da. Cât te-a costat camionul așa cu ce ai ținut tu, socoteala și cu... Socoteala s-a oprit undeva pe la 100.000. Până, okay, în 100.000 s-a oprit socoteala. Ok. Da, care a însemnat de acolo. Foarte puțin. Okay. Adică 100.000 a fost inclusiv cu taxele la RAR, okay, proiect și nu știu ce. Deci mici chestii, mici gaibe care au fost după. Dar cam așa s-a oprit socoteala cu tot cu mașină. Dar mașina, v-am spus, a fost, fost 7.000, n-a fost... Bomboană! Da. În condițiile în care ai făcut în mare parte tu singur tot. Ai muncit tu la ea mult. Da, nu? Munca... Manopera. Manopera e făcută de mine și cu băieții mei de la atelier, care nu puteam să pun un panou de la singur. Da. Clar, hai mă să mă ajute. Și cum era vorba aia? Manopera e minim cu piesa. Ba, da, nu știu dacă minim cât piesa, dar au fost 1000 și ceva de ore lejer și de multe ori în 3 inși, că au venit băieții, m-au ajutat. Deci pui 1000 de ore, ori 150 de lei pe oră, ori 3, faci un calcul rapid. Ei, zic așa ca să fie ieftin. Bun, ăsta a fost episodul, îi mulțumim lui Florin că și-a deschis casa pentru noi și ne-a primit și cu prăjituri cu mare plăcere, și cu pișcoturi și cu sucuri. Mi-a dat Fanta naturală, vorba aia, suc de portocale. Așa, ne vedem la următorul episod. Share, like și subscribe și spuneți-ne ce vreți să mai vedeți. Poate vreți să vedeți o locomotivă, gen, sau, nu știu, un Concord. Putem să aducem Concord. Eu plec! Adio!